Sunt Rodica Mitran și vă invit să urmăriți matinalul Fi Antenă cu Mădălina Mitu, doar la Antena 3 Râmnicu Vâlcea. Vă spun bună dimineața! Singurul drum care te duce în toate direcțiile este respectul și bunul simț. Să mergi pe drumul vieții mereu cu fruntea sus, să spui mereu pe nume tot ce ai de spus, să nu te temi de nimeni, ești liber să gândești, să arăți tuturor cât de frumos trăiești, să mulțumești în zori pentru o nouă dimineață, să te trezești mereu cu zâmbetul pe față, să lași pe unde treci un semn că ai trecut, să-ți mulțumească omul fiindcă te-a cunoscut. Speranță, optimism și gânduri bune pentru o zi excelentă, dragii mei matinali. Ediția de astăzi vine în atenția dumneavoastră cu o tânără domnișoară, credincioasă, venită tocmai din județul Mureș. Crescută cu frică de Dumnezeu, iar talentul pe care l-a moștenit de la tatăl său, pasiunile ei sunt muzica și teatru și spune că nu ar renunța niciodată la ele. O invit alături de mine pe Roxana Iagăr. Bună dimineața, draga mea! Bine ai venit! Bună dimineața! Și mai cu seamă în județul nostru Vâlcea. Ce faci? Cum ești? Drumul lung a fost până la noi? A fost drumul lung, dar am zis că trebuie să fac și pe asta, trebuie să vin și pe meleagurile acestea, pentru că n-am fost niciodată. Este și... în premieră, nu? Nici măcar în vizită, Roxana? Nu, n-am ajuns în această zonă. Uite, poți să profiți dacă tot ai ajuns, nu știu dacă vei mai sta o zi pe aici, dar dacă stai, îți recomand din suflet să vizitezi, pentru că avem multe mănăstiri, biserici și zone turistice pe care chiar merită să le vizitezi. O să le vizitez, pentru că am rămas încântată de această zonă și dacă și dumneavoastră îmi spuneți aceste lucruri frumoase... Da, mai ales că tu mi-ai spus că ai moștenit acest har și dar de la tatăl tău și aș dori să facem cunoscută prezența ta pentru toți matinalii care ne urmăresc la această oră, să ducem la bun sfârșit această ediție a matinalului cu brio și cu zâmbetul pe buze, pentru că ai un zâmbet foarte frumos și ochii, mamă, luminoși, foarte... De unde ai, de la cine ai moștenit acești ochi? Ochii am moștenit de la mama mea. De la mama ta? Da. Foarte frumoși. Iar talentul de la tatăl tău. Da, talentul de la tata. Ia spune-ne, Roxana, despre tine puțin. Cu începutul, să începem cu începutul. De la ce vârstă cânti și cum ai început? Am început să cânt la vârsta de 4 ani. Da. La vârsta de 4 ani am făcut parte dintr-un ansamblu unde am fost ca și solistă. După care am început să particip la concursuri, la spectacole, la biserică de Crăciun unde cântam colinde și după care, așa, cu voia lui Dumnezeu, am reușit să ajung până aici și să fac lucruri frumoase. Am înțeles. Uite cum facem, Roxana, ca să nu te mai întrerup eu pe tine și să te acomodezi puțin și cu mine și mai ales că ești obosită după acest drum lung de unde ai venit, tocmai din județul Mureș, și o să ne povestești puțin și de zona ta și ce tradiții aveți pe acolo. Eu zic să facem un fel următor, să vedem cum stăm la capitolul grade în termometre pentru ziua de astăzi, pentru că este important să știm ce planuri ne facem și mai ales dacă, uite, tu vrei să mai rămâi pe aici, prin județul nostru, să poți să vizitezi mănăstirile și minunatele locuri pe care județul nostru le are frumoase și merită vizitate. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării cerul se va menține variabil cu înnorări pe timpul zilei în cea mai mare parte a României. De altfel, vor exista și condiții de ploaie, în mod special în centrul țării. În zonele montane, la altitudini înalte, se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe crestele montane, în sud-vest și în est. În plus, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 11 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor situa între minus 4 și 5 grade Celsius. Se vor semnala condiții de ceață în zonele joase de relief. Județul Vâlcea, temperaturile vor fi următoarele. Buila Vânturarița, între minus 3 și minus 7 grade Celsius.
Masivul Cozia, între minus 5 și minus 1 grad Celsius, Horezu, între 1 și 4 grade, Brezoi, între 2 și 5 grade, Voineasa, între minus 1 și 3 grade, Câineni, între 2 și 7 grade, Băile Govora, între 2 și 4 grade, Olănești, între 0 și 3 grade, Călimănești, între 2 și 5 grade. Aceleași valori termice vor fi înregistrate și în Drăgășani, între 2 și 5 grade Celsius, iar în Râmnicu-Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 5 grade Celsius. Alături de mine, Roxana, venită tocmai din județul Mureș, să ne încânte în această dimineață și să ne mai povestească despre viața ei. Dar înainte de toate acestea, aș dori eu să o întreb așa pe repede, înainte să terminăm cu rubricile noastre specifice matinalului, ce zodie ești? Sunt zodia Taur. Frumoasă zodie! Și cum te vezi tu așa ca persoană și cum te caracterizează cei din jur? Ca fiind, cum? Mă caracterizez ca fiind, ca având o personalitate vulcanică uneori. Încăpățânată. Am înțeles. Și îmi place foarte mult să gândesc lucrurile și să le întorc de pe o parte pe alta și din nou să le gândești până iau o decizie. Draga mea Lili Suciu, hai să te ascultăm pe tine. Poate ne dai tu vești mai bune la horoscopul prezentat. Berbec. Berbecii trebuie să înțeleagă că studiul este esențial în cariera lor. Astrele vă arată că este ziua perfectă să învățați ceva nou sau să vă perfecționați în domeniul în care lucrați, chiar dacă asta înseamnă mai puține întâlniri și distracție. Taur. Nativii acestei zodii vor să demonstreze cât de talentați sunt și chiar reușesc. Sunteți puși pe fapte mari, însă mare grijă să nu exagerați cu aceste demonstrații de forță. Gemeni. Pe nativii zodiei Gemeni, familia îi modelează, poate și involuntar, iar asta îi ajută mai ales în situațiile fără rezolvare. Apelați la cei apropiați dacă aveți nevoie. Rac. Astăzi racii vor fi destul de retrași, chiar melancolici. Cineva vă pune pe gânduri și nu prea puteți să vă concentrați la altceva. Detașarea este grea, dar măcar trebuie să încercați. Leu. Acești nativi vor să fie văzuți și auziți de cât mai multe lume. Oamenii vă pot cunoaște cu adevărat dacă le arătați talentele voastre fără a avea un aer de superioritate. Fecioară. Dacă fecioarele vor să evolueze pe plan profesional, ar trebui să ia în considerare o remodelare a personalității. Poate este momentul să vă schimbați puțin viziunea și să descoperiți unde greșiți. Balanță. Încăpățânarea le creează probleme nativilor zodiei Balanță. Mare grijă la conflicte și la relația cu persoanele dragi, mai ales cu cele aflate în străinătate sau la distanțe mari. Scorpion. Nemulțumirile nu le dau pace scorpionilor, în special un subiect mai delicat vă face să căutați soluții non-stop. Nu lăsați totuși să vă obsedeze rezolvarea acestei probleme, pentru că toate vin la timpul lor. Săgetător. Săgetătorii își doresc mult ca familia lor să fie fericită, dar și locul de muncă să le aducă satisfacții. Același sfat primiți de la astre: nu grăbiți lucrurile, ci fiți convinși că se vor materializa dorințele, fiecare însă la momentul potrivit. Capricorn. Capricornii ar trebui să își perfecționeze abilitățile, dar să nu uite de planul personal. Găsiți un echilibru între cele două și poate puneți mai mult accent pe iubire. Vărsător. Pentru ca nativii zodiei vărsător să pună în practică o idee, au nevoie de finanțare. O puteți obține doar dacă jucați corect și urmați toți pașii, fără să săriți vreo etapă. Pești. Nativii zodiei pești își pot direcționa atenția către partenerul de viață și mai puțin către ceilalți membri ai familiei. Este o zi prielnică pentru consolidarea relației de cuplu, dar și pentru a cunoaște oameni noi. Nu mă lasă să respir, nu mă lasă să respir, dar am primit acel pupic și am primit energie bună ca să pot duce cu brio această ediție a matinalului Fii Antenă. Sunt tare curioasă, dragii mei matinal, cum vă petreceți această dimineață și vă lansez așa o provocare. Să ne trimiteți mesaje și să ne spuneți ce faceți dumneavoastră pentru această zi frumoasă. Frumoasă este și invitata mea de astăzi, cu un zâmbet care îmi dă o energie bună și pe care aș dori să o întreb: de unde ai tu acest costum frumos? Este din zona ta? Da, acest costum reprezintă zona Mureșului Inferior. Poalele însă vin din zona Târnavelor, pentru că părinții mei vin din acele zone. Iar ea este tot din zona Mureșului, este o moștenire de la bunica mea. Deci are o poveste și o tradiție și o încărcătură de energie bună, mai ales sufletească, pentru o că energie este primită. Foarte bună, pentru că bunica mea a purtat această ie când s-a căsătorit. Vezi, deci nu degeaba eu aș fi un guru, m-aș numi așa, cunosc oamenii și nici, uite, vezi cum ți-am zis eu așa și felul tău de a fi,
Da, îmi place mult de tine, Roxana. Vreau să-mi spui, ce planuri ai tu așa? Ce-ți dorești tu de la viață în momentul de față? În momentul de față îmi doresc să-mi termin studiile, să urmez o carieră în învățământ. Păi și cariera de actriță, cum le combin pe toate trei? Muzica, actoria și medicina? Mă rog, medicina asta cu învățatul, este gândul la medicină acum căde la ce se întâmplă în ziua de astăzi. Na. Urmând liceul pedagogic, da, am realizat că la fel și teatru și muzica se combină toate și aș putea să fac un 3-in-1. 3-in-1. Un 3-in-1, pentru că și atunci când suntem în fața elevilor, noi, cadrele didactice, jucăm un rol foarte important. Noi niciodată nu putem să părem slabe sau nesigure în fața elevilor și atunci, vrei, nu vrei, trebuie să joci teatru. Un teatru, da, un teatru, pentru că un teatru nu bun, aș putea spune, îți trebuie un teatru constructiv. Constructiv, pentru că tu ești persoana care îi îndrumă pentru în viitorul lor și viitorul lor trebuie să fie unul frumos, presărat cu educație și cu lucruri bune, să-și asigure traiul și să fie persoane independente. Aceste lucruri au venit de când eram mică. Eu, fiind mereu, îmi place să fiu în centrul atenției, să mă pot afirma, să... Cred că și acest lucru tot de la tatăl meu îl moștenesc. Noi, cei care agreem arta și care ne dorim să facem acest lucru, pentru noi este o luptă, pentru că trebuie totuși să ai o meserie stabilă ca să ai un trai bun și să ai o stabilitate și în același timp să faci și pentru sufletul tău ceea ce îți dorești, hobby-urile care îți plac. De aceea trebuie cumva să putem și să știm să îmbinăm aceste lucruri și să ne gândim și la partea materială. Ce hobby-uri mai ai tu, Roxana? Ce-ți place ție să faci așa în timpul liber? Cum te relaxezi? Pasiunile tale, care sunt pe lângă muzică, actorie și... Îmi place să cânt la pian. Da, încă frumos. Învăț, dar atunci când cânt la pian mă relaxez, uit de toate problemele. Îmi place să-mi aleg piese mai vesele, care să îmi ridice moralul dacă am probleme, pentru că fiecare are un, nu știu, un obicei pentru a-și ridica moralul în momentul în care dă de greutăți. Iar eu am descoperit că acesta este tabietul meu care mă... Hai mă, Roxana, că ești tânără, ești frumoasă, ce probleme să ai tu acum la vârsta asta? Ia să vedem, ce probleme, ce te deranjează pe tine așa, cât să te... îți amărească viața? Păi... În primul rând, sunt o adolescentă. Așa. Care, și toată lumea știe că perioada aceasta a adolescenței este o perioadă, sau eu cel puțin o consider un haos din punct de vedere moral pentru noi adolescenții. Și atunci ai o grămadă de întrebări în capul tău, se întâmplă... Care e prima întrebare care te deranjează și îți vine în minte? Și te... Care... Te macină așa pe dinăuntru. Întrebarea care mă macină de foarte mult timp este: pentru ce am venit eu pe acest pământ? Care este misiunea mea? Ce am eu de făcut în această lume? Pentru că, m-am spus, este un haos. Noi suntem foarte dezorientați. Uite, îți răspund eu la această întrebare. Noi am venit pe acest pământ, Roxana, din punctul meu de vedere, în primul rând, să devenim varianta noastră mai frumoasă, să ne căim pentru păcatele pe care Adam și Eva le-a făcut, să ne rugăm bunului Dumnezeu, să investim în sufletul nostru, nu doar în trăirile de moment carnale, plăcerile carnale, mentale, nu, cele sufletești sunt cele mai importante, să facem lucruri interesante pentru sufletul nostru, pentru aproapele nostru să-l ajutăm, și să avem o grămadă de pasiuni care să ne dezvolte atât intelectual cât și spiritual. Eu asta cred. Ce părere ai? Da, aveți dreptate în această privință. Doar că... Încearcă să-ți găsești cât mai mult să-ți ocupi timpul, să n-ai timp liber, să nu lași mintea să o ia în nicio direcție, nici în cea rea, nici pe viitor la gânduri urâte să-ți faci. Și să consider că fiecare problemă care ți este dată, cum trebuie să o depășești și are rezolvare.
Asta îți garantez eu, da? Uite cum facem, Roxana, vreau să te ascultăm și să le dedicăm telespectatorilor noștri matinali primul tău videoclip muzical și apoi să mai discutăm despre tine, despre muzică și despre tot ce te împlinește pe tine. Bine? Sigur că da. Videoclip, Roxana, cânti doar muzică populară sau și? Da, cânt doar muzică populară. Am încercat și alte genuri de muzică, dar am observat că nu pot fi atât de expresivă în alte genuri și nu pot transmite mesajul la fel de bine cum transmit atunci când cânt muzică populară. Cred că asta ține și de caracterul meu și cum mă simt eu în momentul în care cânt. Tatăl tău cântă muzică populară sau... Nu, tatăl meu este preot. Da, și am crezut că poate și dânsul, ce dacă este preot, ce nu poate să cânte muzică populară, sunt atâția preoți, care doar eu cunosc vreo 4 la număr, care cântă muzică populară. A dorit să se axeze doar pe această meserie și să facă cum trebuie. Sunt stricți părinții tăi cu tine? Sunt duri, așa, stricți? Sau te lasă așa să iei decizii și nu te controlează? Este un mod tare interesant în care părinții mei m-au crescut și sunt atenți la mine pentru că mă lasă liberă să fac tot ce vreau eu, dar au încredere în mine pentru că
Nu știi, spuneau că sunt o fire matură, o fire care gândește foarte mult și cred că lor le datorez această dezvoltare armonioasă a personalității mele, pentru că eu am crescut foarte mult între oameni în vârstă, auzeam poveștile lor, stăteam doar în jurul acestor oameni și atunci cred că și caracterul meu s-a dezvoltat astfel. Și atunci părinții mei au încredere în mine și dacă fac vreo prostie sau așa, trebuie să suport consecințele. Deci să înțeleg că nu i-ai dezamăgit niciodată până acum. Dau încrederea asta în tine, da, și te lasă să faci ce vrei. Am încercat mereu să, să le câștig încrederea și să nu aibă motive să fie îngrijorați pentru mine. Dacă nu erai copil, făceai prostioare? Nu, am fost un copil cu minte de când am fost mică. Adică n-ai mânjit tu pereții, n-ai, nu știu, n-ai făcut nicio trăznaie. Un eveniment care mi s-a întâmplat și atunci am fost pedepsită. Eram la grădiniță și doamna educatoare, nu mai țin minte, dintr-un anumit motiv, ne-a pus la colț câteva persoane. Și eu i-am spus doamnei educatoare că ea nu are voie să mă pună la colț pentru că eu sunt fată de preot. Așa, și apoi a zis ea, vină cu tatăl. Și atunci dânsa a reacționat într-un mod așteptat, zic eu. Adică a fost și ea cumva amuzată de ceea ce am spus. Și le-a spus părinților mei, iar acasă am auzit eu predica. Am înțeles. Deci nu sunt foarte strict cu tine, îți dau toată libertatea din lume, nici nu i-ai dezamăgit, nici când erai copil. Dar dacă sucești așa mințile vreun iubit, vreun prieten, ai vreun prieten, Roxana? Nu. Nu ai prieten? Nu. Și dacă un băiat, nu știu, îți place și o să-ți faci un prieten și tatăl tău nu e de acord, ce vei face? Relația mea cu părinții, din punctul meu de vedere, este o relație foarte bună și eu spun totul părinților mei. Niciodată n-am avut motiv să mă ascund de ei. Iar dacă asta vrea Dumnezeu, ca un băiat să îmi sucească mințile și să... Atunci asta se va întâmpla. Până și atunci... vei trece peste cuvântul lor? Nu prea? Nu știu, că n-am fost niciodată pus în situație. Ha, am înțeles, Roxana. Ia spune-mi tu, cu ce te mândrești din zona județului Mureș? Ce e de vizitat pe acolo? Cum sunt oamenii? La noi, la Mureș, cel puțin în zona mea a Iernutului, este satul Oarba, acolo unde a avut loc războiul și avem un monument foarte frumos pe care îl puteți vizita. Se organizează spectacole și concerte patriotice, acolo unde comemorăm soldații și aceste evenimente care au avut loc. Foarte frumos. Cum sunt oamenii de acolo, de la tine, din zona, Roxana? Oamenii de la noi sunt foarte primitori, foarte oameni buni, care sar imediat în ajutor, oameni credincioși și oameni cu bun simț și respect și frică de Dumnezeu. Cred că mai stau puțin și mă gândesc și mă primi și pe mine acum în zona voastră. Parcă sunt așa, raiul pe pământ, când îmi spui atât de multe lucruri frumoase, cu oameni buni, primitori, prietenoși, cu frică de Dumnezeu, credin. Deci exact ce trebuie. Exact. Mă bucur tare mult, Roxana. Uite cum facem. Hai să-ți ascultăm și cel de-al doilea videoclip muzical, după care mai povestim despre tine, pe cine apreciezi tu din muzică și multe alte. Câteva întrebări, nu mai avem foarte multe până la final. La la la.
Roxana, spune-mi, te rog frumos, cine a contribuit la text, linie melodică, la tot ce înseamnă muzică pentru Roxana? Piesele pe care vi le-am prezentat astăzi în emisiune sunt de la doamna Viorica Telcean din Sibiu, pe care o salut și îi mulțumesc pentru tot sprijinul, iar versurile sunt făcute de mine împreună cu tatăl meu. Wow, ce frumos! Te felicit pentru asta! Cum te vezi tu, te poziționezi tu și te-ai vedea viitorul apropiat pe plan muzical? Ce-ți mai dorești? Să simți tu așa că ușor, ușor atingi piramida din vârf. Mi-aș dori să particip la concursuri mari. Mă pregătesc momentan, îmi pregătesc repertoriu, costumul și tehnica pentru a participa la concursuri, iar cine știe, dacă bunul Dumnezeu vrea și un CD-ul. La asta mă gândeam și eu. La asta mă gândeam și eu, un CD-ul muzical. Ți-ai dori și asta, te-ar împlini. Da, mi-aș dori foarte mult. Până în momentul de față, câte melodii ai la activ? Momentan, câte piese? 3 piese personale, cu text și linie melodică. Da, cine te-a inspirat așa să devii tu cea mai bună variantă a ta în muzică? Ai un idol? Mereu spun asta, eu nu am un idol, dar încerc de la fiecare să iau ceea ce este bun, pentru că meseria se mai și fură. Corect, așa este. Și atunci am încercat să iau de la fiecare artist, pentru că fiecare artist are atât puncte bune și atât puncte slabe. Din zona noastră, doamna Dorina Oprea, pe care o salut și mulțumesc pentru tot, pentru că eu sunt și elevă la Școala Populară de Arte din Târgu Mureș, la clasa dânsei. Am observat că dânsa este foarte cochetă mereu, are mereu grijă la ținuta costumului, să fie mereu aranjată. De la doamna Maria Butilă am luat expresivitatea feței, pentru că nu poți cânta doar cu vocea și cu corpul, trebuie să transmiți mesajul și prin expresivitate. De la doamna Leontina Pop am luat atitudinea. Doamna Leontina Pop este foarte mândră când este pe scenă și am zis, asta e un lucru bun de punctat și trebuie luată. Deci o calitate pe care trebuie să o întrunească un artist. De fapt, sunt mai multe calități pe care trebuie să le întrunească. Să fie mândru, să aibă atitudine, să aibă voce, expresivitate, frumusețe, îngrijire. Deci foarte multe mi-ai punctat. Foarte multe lucruri. Și ușor, ușor, cu siguranță, deja începi să te șlefuiești, Roxana, ești la început de drum. Consider că trebuie să faci în acest domeniu, să faci compromis, pentru că ca fată e mai greu. Ai face vreodată vreun compromis ca să obții succesul? Sau ai munci atât de mult încât nu te-ai vedea să faci compromis de genul, nu știu, nu aș face niciodată compromisuri și vă spun și de ce. Eu nu aș avea mulțumirea sufletească că tot ceea ce am realizat și pentru ce mă apreciază oamenii să nu fie pe munca mea și pe meritul meu. Atunci, degeaba am succes dacă nu sunt mulțumită sufletește pentru ceea ce am făcut. Să știi că nu degeaba ți-am adresat această întrebare, pentru că tocmai te-am văzut și inteligentă și ai punctat foarte bine. Bravo, Roxana! O ultimă întrebare. Ce te dezamăgește pe tine cu privire la oameni? Ce nu-ți place la ei? În primul rând, nu-mi place ipocrizia, nu-mi place neseriozitatea, când nu sunt oameni de cuvânt. Urăsc acest lucru sau nesimțirea, faptul că toată lumea te judecă, okay. Ce, nu știu ce, dar nimeni nu știe de fapt ce se află în spatele acelui om și prin ce a trăit acel om. Și până la urmă nu toți suntem perfecti și n-ar trebui să judecăm pe nimeni, ar trebui să lăsăm pe Dumnezeu să ne judece, nu să ne judecăm noi între noi. Foarte frumos. Roxana, uite, te invit alături de mine. Am aici Karma Matinalului. Vine alături de mine. Citat motivațional în încheierea ediției de astăzi. Și vreau așa să vedem ce-ți rezervă ție matinalul Fii Antenă, că ai venit la noi. Așa că te invit să extragi un citat motivațional. Hai să vedem. Tot ce e bun, ori e imoral, ori e ilegal,
Ori în grașă. Foarte frumos. Așa este. Cum ai... Cum ți se pare acest citat? Acest citat mă face să mă gândesc la faptul că tot ceea ce ne place, tot ceea ce vrem să obținem, vine și cu o latură negativă. Foarte de aceea frumos. Trebuie să fim atenți la ceea ce ne dorim. Frumos, foarte frumos. Roxana, te îmbrățișez și îți mulțumesc tare mult, îmi voie să strâng mâna, că ai fost astăzi prezentă alături de noi și te mai aștept când ai noutăți muzicale să vii cu ele. În premieră. Sigur că da, da? Sper că te-ai simțit bine. Foarte bine m-am simțit, mai ales cu acest citat. Bine, mă bucur tare mult că în încheiere ți-am oferit o doză de nu de energie, de energie sufletească, pentru că avem nevoie de asta. Dragii noștri matinali, asta vă dorim și dumneavoastră, energie pentru tot parcursul zilei, să încheiați ziua cu reușite. Să duceți la bun sfârșit problemele și la locul de muncă să treceți cu brio peste orice ceartă, nemulțumire sufletească, pentru că toate se rezolvă. Vă îmbrățișăm și vă dorim o zi excepțională. Cu drag! La revedere!